Un covor gros de cenușă albă în partea din spate a unui Volkswagen ars este tot ce a rămas dintr-un act final și disperat al unei scrocherii bancare care a costat această săracă națiune est-europeană o optime din PIB. Așa își începe New York Times articolul în care pomenește despre implicarea omului de afaceri Elon Shore în schema de la cele trei bănci. Portalul mai scrie că raportul companiei care a efectuat investigații la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială a fost publicat de Adrian Candu, un influent politician apropiat celui mai bogat oligarh din țară, Vlad Plahotniuc. Între timp, astăzi, procurorii au făcut noi audieri în cadrul investigațiilor extinse din dosarul BEM. Este vorba despre fostul ministru al economiei Valeriu Lazăr, deputatul PCRM Oleg Reidman, ministrul justiției Vladimir Grosu, dar și fostul ministru al finanțelor Veceslav Negruță. Ce ați avut ales, spune procurorul? Tot ce am știut. Ceea ce dispun ca și informații vis-a-vis de cazul BEM a fost prezentat, atât. După câteva ore de audieri, Veceslav Negruță nu a vrut să ne spună exact ce informații relevante le-a oferit procurorilor. Audierele au loc în cadrul investigațiilor extinse în dosarul BEM. Anterior, procurorii au anunțat că urmează să fie citați la procuratură și alți oficiali, între care Vlad Plahotniuc și Vladimir Voronin, dar și prim-ministrii din ultimii 8 ani, Zinaida Greceanu, Vlad Filat, Iurie Leancă și Kiril Gaburici.